Fericitul Iacov atât de sărac, încât cânta de sculț în biserica Sfântului Gheorghe. Seara s-a culcat după ce s-a rugat vreme îndelungată. Îndată ce l-a luat somnul, l-a văzut pe Sfântul Gârghe, care a spus, Eu, fiul meu, nu vreau să pleci, ci vreau să cânți în casa mea așa cum ești. În timp ce foamea și celelalte necazuri ale ocupației nu l-au biruit, puțin a lipsit să nu fie biruit de disprețul oamenilor. În vremea aceea, toți erau săraci, dar la cove era și mai sărac. Avea niște haine de doc, dar nu avea încălțăminte. Cânta la biserica Sfântul Ghirghea satului. Dar acum, ajuns bărbat, să stea la strană de sculți și să-l privească toți? Se simțea stingerit, se rușina nespus de mult. Își trăgea pantalonii în jos, dar cu toate acestea nu-și putea ascunde picioarele goale. I venea să intre în pământ de rușine se întorcea acasă bolnav de supărare și se gândea să nu mai meargă să cânte. Dar a nu cânta lui Dumnezeu era de neconceput, nu suferea una ca aceasta. Când frații lui au ieșit din casă, a îngenunchiat înaintea icoanei Sfântului Haralambi, pe care o aduseseră din Libisi, și s-a rugat. După ce a sfârșit rugăciunea, s-a hotărât să meargă să cânte de Și-a mers așa vreo două duminici, dar apoi unii neghiot au început să spună cu glas tare. Nu este rușine, nu-și vede halul în care este. Umblă de sculți și vrea să mai și cânte. Auzind acestea de câteva ori, s-a întors acasă mâhnit de moarte, cum se spune, n-a mâncat, nici n-a băut, ci se gândea ce să facă. În cele din urmă, s-a hotărât să nu mai cânte, spunându-și în sinea sa. Se poate să aibă dreptate oamenii care mă judecă. Este biserică, este casa lui Dumnezeu, nu casa oricăruia seara s-a culcat după ce s-a rugat vreme îndelungată. Îndată ce l-a luat somnul, l-a văzut pe Sfântul Gârghe care i-a spus. Eu, fiul meu, nu vreau să pleci, ci vreau să cânți în casa mea, așa cum ești. Și a continuat să cânte desculți timp de un an.